Ora 11, revenim cu informația momentului la Digi24. 10 persoane au fost rănite în explozia de la magazinul de bricolaj din Botoșani, unde s-a produs explozie în urmă cu puțin timp. A fost activat planul roșu de intervenție acolo și va fi trimis și un elicopter pentru pacienți, iar un avion a fost pregătit în cazul în care va fi nevoie. Intervenția este extrem de dificilă pentru că există riscul ca depozitul să se prăbușească. Alături de mine este jurnalistul Valentin Stan cu mai multe informații. Valentin, ce ai reușit să afli între timp? Înțelegem că este pe drum sau urmează să decoleze un elicopter? Este o chestiune de câteva minute până când elicopterul Black Hawk o să fie trimis acolo la Botoșani, un elicopter în care se află medici, asistenți și care va prelua, din ceea ce știm acum, 4 victime. Este și capacitatea maximă a elicopterului Black Hawk. Prima misiune de salvare. Cu siguranță că oamenii răniți acolo vor avea nevoie de tratamente în București, cel puțin, dacă nu în afara țării, pentru că sunt victime cu arsuri. Și știm foarte bine cum sunt tratați pacienții cu arsuri în România. În continuare, este o problemă acolo la Botoșani. Există riscul de prăbușire. De prăbușire a acelui depozit. Se vede de altfel și în aceste depozit. Imagini pe care le avem pe ecran. Pericolul este uriaș și mai ales că acolo se află și foarte multe materiale de construcție. În cazul în care un astfel de material cade pe un om, este foarte posibil să-l ucidă, pentru că sunt echipamente foarte grele. Da, de altfel, explozia pornind de la o centrală termică. Nu știm în momentul de față, însă bănuiala pompierilor este că ar fi fost afectată structura de rezistență a acestei clădiri pe care o vedem în imagini. Tocmai de aceea salvatorii sunt cumva precauți. Sunt în momentul de față pompierii în această clădire pe care o vedem, caută în anumite raioane, în anumite zone, pentru că nu știu exact câți oameni erau în interior în momentul exploziei. De altfel, foarte multe echipaje de intervenție au fost mobilizate în zonă. Am văzut foarte multe echipaje de pompieri, de la ambulanță, de la SMURD și poliția asigură zona. Plan roșu. Este plan roșu. Plan roșu. Plan roșu înseamnă că toate forțele de ordine, toți salvatorii, nu doar din Botoșani, din județele de lângă, sunt în alertă și sunt chemate la această intervenție. Planul roșu se activează în momentul în care tu ai suspiciunea, ca inspectorat pentru situații de urgență, că există un număr foarte mare de răniți sau persoane decedate. Din fericire, până acum nu au fost găsite persoane ucise în această explozie. Însă, suprafața este mare, trebuie verificat fiecare centimetru din acest depozit, spuneai și tu, sunt obiecte imense. Pe lângă cele de bricolaj, acele produse, au căzut părți din perete, părți din acoperiș. Asta și vedem de altfel în aceste imagini. Efectul exploziei se vede de altfel în momentul în care a explodat acea centrală. Avem, Andreea, uite, am primit informații despre numărul oamenilor care se aflau în magazin. 110 persoane, angajați și clienți, erau în acest magazin de bricolaj în momentul în care a avut loc explozia. Din cei 110, au fost 120, 10 răniți, 110 au ieșit din magazinul. Pentru că noi aveam mai devreme informația că 30 de persoane au reușit să iasă, deci vorbim de mult mai multe persoane, vorbim de 110 persoane care au reușit să iasă și alte 10 persoane care au fost rănite în urma acestei explozii. Încă nu se știe clar dacă vorbim despre angajați sau despre clienți ai magazinului. Încă nu avem aceste detalii despre răniți, însă aceasta este singura certitudine, că în momentul exploziei erau și angajați și clienți, iată, peste 100 acolo în interior. Cu siguranță că va mai dura până când pompierii o să verifice toată acea suprafață. Să sperăm că nu mai găsesc victime. Și din informațiile pe care le avem, elicopterul SMURD de la Iași a fost trimis în zonă, iar avionul SMURD este în așteptare, pregătit să intervină, exact ce spuneai și tu puțin mai devreme, în cazul în care va fi nevoie ca persoanele rănite să fie transportate la spitale din București sau poate chiar în afara țării. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Probabil că medicii care ajung acolo și care au ajuns deja vor evalua starea pacienților și ei vor decide unde trebuie duși și pacienții. Cu siguranță că în cazul în care pacienții sunt în stare gravă, va fi nevoie de foarte multe elicoptere. Un elicopter SMURD, acel elicopter clasic pe care îl știm, poate să
ducă un singur pacient. Black Hawk poate să ia 4 pacienți, cu siguranță că dacă avem până acum 10 persoane rănite, va fi nevoie de foarte multe aeronave. Ne așteptăm ca după ce se asigură pompierii că nu mai sunt persoane rănite, după ce toată acea zonă va fi sigură, să înceapă ancheta. Exact, va începe și o anchetă, pentru că înțelegem că este un magazin care a fost deschis recent. Este și, de altfel, unul dintre puținele magazine cu acest profil de bricolaj din zonă. Tocmai de aceea erau și atât de multe persoane, pentru că vorbim totuși de ora 10 dimineața, destul de mulți oameni, peste 100 de oameni se aflau în acest magazin. Cu siguranță că o să fie și audiați, adică sunt mărturii extrem de importante ale celor care se aflau în magazin în momentul exploziei. Cu siguranță că vor fi ridicate imagini de pe camerele de supraveghere din interiorul magazinului. Știm că acest magazin avea autorizațiile. Și o să vreau să vorbim despre autorizații în scurt timp, pentru că este în legătură directă cu noi Carla Tănasie, care are date noi despre pacienți. Carla, ce ai reușit să afli? Bun găsit. Știm că sunt 10 victime, sunt conștiente, dar au traumatisme și arsuri. Este o persoană în stare mai gravă și a găsit acolo un elicopter smurt. Va fi transferat, cum ce știm în acest moment, pacientul respectiv la spitalul din Iași. Incendiul a fost lichidat, știm că s-a întâmplat acest lucru din cauza unei butelii. O butelie a explodat într-unul dintre birouri. 30 de persoane au reușit să se autoevacueze, au intervenit mai multe echipaje smurt, dar și de la Serviciul Județean de Ambulanță. Așteptăm ca medicii să încheie evaluarea medicală de la fața locului și să aflăm mai multe date despre starea celor 10 victime. Carla, îți mulțumesc. Revenim la Valentin, care este alături de mine în continuare. Vorbeam despre autorizații. Până acum, ce știi despre aceste autorizații? Actele erau în regulă? Din ceea ce știu, magazinul respectiv avea toate autorizațiile în regulă. Vorbim despre autorizații de securitate la incendiu, despre autorizație de construcție. Valite, întrerup, Raed Arafat, șeful DSU, este alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Ce informații aveți până în acest moment? Deci informațiile până acum și care sunt informații în dinamică, a fost o explozie probabil la o centrală de gaz din interiorul magazinului. Avem la acest moment, până la acest moment, raportate 10 persoane rănite, fără niciun deces. Persoane rănite să fie toate conștiente. Sunt mai multe echipaje de la ambulanță și de la smurt la fața locului. Au fost mobilizate elicopterul de la Iași, elicopterul de la Galați, elicopterul de la Iași, știu că ar trebui să fie ajuns deja. Sunt pregătite un elicopter Black Hawk cu capacitate de 4 pacienți și un avion medicalizat la nevoie. Vor fi trimise de la București dacă va fi nevoie. Persoanele care sunt rănite, din informațiile care le avem, sunt dintre angajații magazinului, iar au fost evacuate peste 100 de persoane din magazin, fără probleme, care sunt clienți și alți angajați ai magazinului. Aceasta este o informație nouă pe moment, care am menționat-o puțin mai devreme, și anume că cei 10 răniți ar fi angajați ai acestui magazin. Și vreau să vă întreb, pentru că este clar că... informațiile care le avem, dar vreau să insist încă o dată că toate informațiile sunt în dinamică și pot să se schimbe pe parcurs. Noi vedem aceste imagini și vedem cum arată acest magazin și vă întrebăm cât de dificilă este intervenția pentru colegii dumneavoastră. Este posibil că acolo, sub aceste dărâmături, să fie probabil și alți oameni care au fost prinși acolo? E clar că vor fi făcute căutări. Pompierii continuă căutările, nu s-au sistat căutările, vor căuta până sunt convinși că nu mai este nicio altă persoană prinsă sub dărâmături. Intervenția este riscantă pentru pompieri, pentru că nu știm care este starea de stabilitate a clădirii. S-a limitat accesul în clădire decât pentru echipele de căutare-salvare. Și, bineînțeles, așteptăm acum să vedem care va fi concluzia lor și când vor decide că nu mai este ce să caute acolo. Dar sunt forțele deplasate, colegii de la IGSU urmăresc situația, de la noi, de la minister, suntem în legătură directă și cu domnul prim-ministru și cu domnul ministru Predoiu. Deci toate situațiile la acest moment pot să spun că este sub control, dar cum v-am zis, că este o situație în dinamică. Asta înseamnă că noi putem afla și alte informații pe parcurs. Domnule Arafat, dacă îmi permiteți și mie o întrebare, Valentin Stan sunt. Spuneați despre acest risc de prăbușire, despre starea clădirii. Sunt zone în care pompierii nu pot momentan să ajungă? Sunt folosite niște echipamente speciale în așa fel încât să susțină părți din clădire?
și să nu fie în pericol? Deci pompierii sunt dotați cu astfel de echipamente de stabilizare. La nevoie pot să le folosească, nu pot să vă dau informații despre cât de periculos, adică dacă este într-adevăr un risc imediat. Deci aici colegii la fața locului evaluează situația, este foarte greu pentru noi să o evaluăm de la distanță, dar ei, bineînțeles, sunt conștienți de acest risc și există dotări suficiente pentru stabilizare și pentru a-i ajuta la căutare sub dărâmături. Domnule Raed Arafat, care sunt spitalele care se pregătesc în cazul în care va fi nevoie de un transfer? Care ar fi spitalele la care ar putea fi aduși aici la București? Deci avem Iașul pregătit, avem Suceava, avem Botoșan și la București, bineînțeles, oricare din spitalele de urgență, Florească, Universitar. Noi de la București, cum v-am zis, avem pregătite mijloace de transport aerian care pot fi trimise rapid acolo la nevoie. La acest moment, primele două mijloace aeriene sunt Iașul și Galați, care au fost trimise deja și cred că Iașul a ajuns și Galațul ar trebui să fie ajuns și el și ei vor prelua cei mai grav și le vor duce cel mai probabil către Iași, care este cel mai apropiat centru regional. Din informațiile pe care le-ați primit de la colegii care sunt la fața locului, ar putea fi nevoie sau va fi luată în calcul și varianta în care anumiți pacienți să fie transferați în străinătate? Se pune această problemă? La acest moment nu se pune problemă pentru că din informații... Din păcate, nu vă mai auzim. Încercăm să restabilim această legătură. În continuare, alături de mine, colegul meu, Valentin Stan. Așadar, intervenție în desfășurare în acest moment. Momentan știm că este vorba despre 10 victime. Valentin, știi, spuneai și tu, se intervine acolo. Sunt echipamente speciale pe care le au pompierii, astfel încât să nu-și pună viața în pericol, pentru că riscurile sunt mari. Sunt echipamente pe care le pot folosi și în cazul unui cutremur, în cazul în care există dărâmături. Asta ca să ne dăm seama de ceea ce se întâmplă acum în interiorul acestei clădiri, acestui depozit. Sunt zeci de pompieri care ridică tone de materiale și caută sub ele, sperând că nu e nimeni. Pentru că vorbim despre 10 victime, însă în momentul exploziei erau peste 100 de oameni în interior. 110 au ieșit singuri din clădire, nu știm câți sau dacă au mai rămas în interior. Cei 10, spunea și secretarul de stat Raed Arafat, spunea și colega noastră Carla Tănasie, au arsuri. În momentul în care un pacient are arsuri, nu putem să spunem că starea lui este bună, pentru că oricând se poate agrava. Însă o veste bună, dacă putem spune așa, este că toți sunt conștienți momentan, ceea ce este o veste bună pentru familie. Și spunea Raed Arafat că sunt pregătite și spitalele, inclusiv în Iași, dar și în București. Sunt mai multe speciale care pot primi acești pacienți. Sunt noutăți pe măsură ce trece crește timpul? Bilanțul victimelor. Crește bilanțul victimelor. Sunt 12 persoane rănite, 12 duse la spital. Dintre acestea, iată, o persoană în stare gravă intubată. Din păcate, starea acestei persoane s-a agravat în câteva minute. E intubat, cu siguranță că vor încerca medicii să-l aducă la București cu unul dintre elicopterele despre care vorbeam ceva mai devreme. Fie elicopterul Smurd de la Iași, fie acel elicopter Black Hawk care se pregătește să decoleze din capitală. Starea pacienților este evaluată și spunea și Raed Arafat puțin mai devreme, șeful DSU, că totul se întâmplă, totul este în dinamică, datele se schimbă de la un minut la altul aproape. Iată că vorbim la această oră despre 12 victime. Spuneai tu că va începe și o anchetă acolo de îndată ce pompierii se vor asigura că zona este sigură și că nu mai există și alte victime. Din păcate, vedem că bilanțul acesta tot crește, Valentin. Deja sunt poliții și procurori acolo. În momentul în care s-a activat planul roșu, au fost trimiși și polițiști. Cu siguranță că și un procuror de la parchetul de acolo, parchetul local, a mers în zonă și deja se strâng primele probe și primele mărturii.
pentru că dosarul penal va fi deschis pentru distrugere, pentru vătămare corporală din culpă, în cazul în care cineva își pierde viața, să sperăm că nu se întâmplă asta, o să ancheteze procurorii și uciderea din culpă, adică e cu siguranță un caz grav. Și pe lângă mărturii și probe strânse din interiorul acestui depozit, o să fie verificate și documentele. Documente despre care am ști în prima fază că respectă legea, că toate sunt valabile, însă anchetătorii o să verifice tot ce ține de acest magazin. Mulțumesc tare mult, Valentin, pentru prezență și pentru toate aceste informații pe care ni le-ai oferit. Așadar, vă reamintesc că 12 victime au fost găsite până în acest moment și sunt transportate la spital. O persoană se află în stare gravă, este intubată. Urmărim ce se întâmplă la Botoșani și care este starea pacienților și revenim la subiect. Revenim la informația momentului și anume explozia care a avut loc la Botoșani, la un magazin de bricolaj. Știm până în acest moment că acolo există 12 victime. Datele se actualizează odată la câteva minute. Până acum am aflat așadar că sunt 12 persoane rănite în urma acestei explozii din Botoșani, iar una dintre ele se află în stare gravă, a fost intubată. În legătură directă cu noi este doamna Dorina Lupu de la ISU Botoșan cu mai multe informații. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Ce ați reușit să aflați până acum? Cum se desfășoară acțiunea de căutare a victimelor? Până în acest moment avem 12 persoane rănite care au suferit diferite arsuri sau traumatisme. Toate au fost transportate la spital. Pentru un bărbat a fost solicitat și elicopterul pentru a fi transportat la un centru de specialitate din Iași sau București, cum vor decide medicii. Are arsuri, dar și traumatisme. V-am spus, toate persoanele, în momentul în care au fost preluate de la fața locului, erau conștiente. Reprezentau arsuri și traumatisme. Înțelegem că au fost răniți de obiectele care se aflau în magazin? Au fost răniți în timpul exploziei, care a fost urmată și de un incendiu. Cât de dificilă este intervenția în acest moment pentru colegii dumneavoastră? În acest moment se intervine în continuare pentru căutarea eventualilor persoane care erau în magazin în momentul producerii exploziei. Până la sosirea forțelor de intervenție s-au evacuat peste 100 de persoane, este vorba de atât de angajați ai magazinului, cât și de clienți. Fiind vorba de un număr atât de mare de persoane, există acest risc să mai fie oameni prinși sub dărâmături acolo? Până când nu se termină intervenția, nu vă pot spune dacă mai există sau nu mai există acest risc. Doar pot să vă confirm faptul că în acest moment avem 12 persoane rănite. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Așadar, până acum 12 victime, dintre care o persoană se află în stare gravă. Știm că elicopterul SMURD Black Hawk urmează să decoleze spre Botoșani la această intervenție și poate transporta 4 pacienți care pot fi aduși aici în București sau la spitale la care pot fi ajutați. Urmărim ce se întâmplă la Botoșani și revenim cu noi date pe măsură ce acestea apar. Așadar, 12 victime transportate la spital după explozia care a avut loc la acest magazin de bricolaj. În continuare la Digi24.